Băiatul cel leneș. A fost odată un băiat leneș și răsfățat, căruia toată lumea îi făcea pe plac. Când crescu, tatăl său vrut să-i dea o lecție de viață, așa că îl trimise să-și câștige singur bănuți pentru pâinea zilnică. Acum e timpul să vezi și tu ce înseamnă munca, să mergi unde vei ști și să nu te întorci acasă până când nu vei câștiga bănuții tăi, îi spuse tatăl. Fiul, supărat peste măsură, merse și se plânse mamei sale. Acesteia i se făcu milă de odor, așa că îi dădu 2 bănuți, iar apoi își sfătui fiul să meargă la plimbare și să se întoarcă peste câteva ore, chipurile ostenit de la muncă. Băiatul făcu tocmai, dar când se reîntoarse acasă și dădu tatălui banii câștigați, acesta îi aruncă în foc spunându-i că nu sunt bani câștigați cu sudoarea frunții. A doua zi îl trimise din nou să muncească. De această dată flăcăul a avut noroc, căci după câteva ore de hoinăreală, pe când se odihnea la umbra unui pom, numai ce zări pe marginea drumului 2 bănuți. Îi luă fericit și îi duse tatălui său. Aceștia nu sunt bani câștigați de tine, îi spuse acesta și aruncă în foc. A treia zi, băiatul văzu că nu are încotro și merse la un fierar din vecin. Acesta acceptă bucuros ajutorul tânărului pentru câțiva bănuți. După o zi întreagă de trudă, băiatul se întoarse acasă vesel, căci de această dată câștigase banii pe merit. Dar tatăl său dădu să-i arunce din nou în foc. Atunci flăcăul sări după ei. Abia aceștia sunt bani câștigați din truda muncii tale, îi răspunse tatăl, fiindcă de ei ți-a părut rău când i-am aruncat în foc.